Bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisecaru. De această dată, pentru că v-am obișnuit să vă aduc oameni interesanți, oameni care au lucruri importante de spus, de această dată am adus o doamnă tocmai din Marea Britanie, o veche prietenă de-a mea, pe care am cunoscut-o acum mulți ani și chiar dacă eu m-am întors din Marea Britanie, profitând de faptul că se află astăzi în România, în Iași, am invitat-o să avem o discuție despre coaching și despre viața din Marea Britanie. Bine ai venit, Gabriela! Bună ziua, Radu! Bună ziua tuturor! Mulțumesc de invitație! Am o mare bucurie, într-adevăr, să împărtășesc ceva nou cu voi și să sperăm că învățăm și ceva unii de la alții. Vin cu o altă atitudine, cu alte energie pozitive la care pot să o exteriorizez așa prin discuții doar cu tine și cu publicul, să zicem, deocamdată. Mă bucur că ai rămas aceeași persoană pozitivă pe care am cunoscut-o. Chiar mai mult, am spus. Mă bucur că sunt sigur că va fi o emisiune cu multe zâmbete, cum este de obicei între noi orice discuție. într-adevăr, cu mult trebuie să spunem. Da. Gabi, te rog să ne spui, eu te cunosc foarte bine, dar te rog să le spui tuturor celor care se uită, prietenilor noștri, câteva cuvinte despre tine. Cu siguranță. Deci, să încep. Sunt Gabriela Tănase. Am ales să fiu life coach și mentor pe partea de îndrumare, comunicare și motivație. Am ales această latură doar pentru că prin natura mea sunt foarte pozitivă și pot să abordez cu multă ușurință toate caracterele omului și pot să înțeleg cu multă ușurință anumite probleme. Locuiesc în Anglia de 13 ani cu familia. Împreună cu soțul meu am o companie, avem o companie de altfel. Avem și doi copii care deja sunt adolescenți, după cum știi, la care într-adevăr tot timpul avem nevoie să ne adaptăm, să ne ajustăm, să fim mereu într-o tranziție, într-o transformare, să găsim cea mai bună metodă, provocarea în fiecare zi a părinților, da, astfel încât să creezi acea comunicare tot timpul cu copilul și să nu-i pierzi în societatea care există în ziua de astăzi, mai ales după gata, să zicem, și pandemie, au pierdut un pic motivația și lipsa asta de a se mai implica în proiecte noi, în a se cunoaște un pic mai mult. Aș spune că este o provocare permanentă pentru un părinte care își dorește să modeleze și să crească niște adulți sănătoși, aș spune. Știu, cunosc, am trecut și eu și trec și eu prin asta în fiecare zi. E provocarea părinților și trebuie să o ducem până la capăt, pentru că și părinții noștri și-au făcut datoria față de noi, deci datoria noastră să o ducem mai departe. Mai bine chiar. Mai normal, nu mai bine. Doar bine se poate. Da. Vreau să, pentru că te-am prins în România, vreau să discutăm câteva lucruri despre viața în Marea Britanie. Noi am mai avut câțiva invitați, tot prieteni de-ai mei din Marea Britanie, dar vreau să ne spui câteva lucruri și despre ce se întâmplă acolo din punct de vedere al terapiilor, al dezvoltării personale, al coachingului. Eu știu că tu lucrezi și cu britanici, dar lucrezi și cu români din Marea Britanie. Da. Și vreau să ne spui câteva lucruri care poate noi nu le vedem de aici, din România. Cu siguranță pot să vă spun foarte multe lucruri, pentru că e o mare diferență între societatea românească și societatea englezească. De ce? Pentru că apar foarte multe discrepanțe în modul de a gândi viața, de a trăi viața, de a-și face planuri pe viitor. Noi, aș spune că acolo am învățat cel mai mult de la englezi, să fim un pic mai libertini, să fim un pic mai toleranți. Mai toleranți, da. E un mare cuvânt, toleranța în toate. Pentru că atâta timp cât îți oferi o toleranță și începi să te cunoști un pic mai mult pe tine, să-ți dorești anumite lucruri, este foarte important să și evoluezi. Deci să nu rămâi pe loc. Evoluția înseamnă și pe plan personal, și pe plan profesional. Mai ales dacă ai o familie și copii,
cum suntem noi, care am plecat cu doi copii mici, tot timpul trebuie să găsim soluții de moment. Întotdeauna trebuie să găsim cea mai bună soluție la momentul respectiv, să putem crește acei copii și să-i educăm și să le dăm cele mai bune sfaturi, să poată să se adapteze, pentru că adaptarea, de fapt, cea mai grea a fost a lor în școală, da? S-au lovit de faptul că nu au cunoscut limba, au trebuit să adapteze prin și să facă comunicarea prin limbaj, limbajul semnelor sau puterea exemplului, cum zic englezii, nu știi, dar poți să urmezi pe cineva. La momentul actual, la noi, în Anglia, foarte multe lume se îndreaptă spre un mentor, spre un life coach, pentru că pandemia, într-adevăr, și-a făcut simțită prezența, cel puțin la nivelul generației 17-18, între 17 și 20 de ani, 25 maxim în unele cazuri, au nevoie de un drumare, de un drumător, să le arate ce trebuie să facă, să se înțeleagă pe ei, unii să se îndrepte, ce calități au. Sunt foarte multe lucruri care au o confuzie totală, s-au învățat să fie acasă. Sistemul învățământului a fost online, unde într-adevăr nu a fost presiune. În momentul în care te întorci în societate, în școli, realizezi că ai foarte multe convingeri limitative, da? Ți-ai pierdut încrederea fiind acasă 2 ani cu sistemul de învățământ online, nu mai poți să te integrezi cu atâta ușurință în colectiv, în comunicarea cu profesorul, randamentul tău școlar și individual pe plan personal este zero aproape în unele situații și atunci ei intră într-o depresie, sorry, la care tot timpul caută o explicație și nu pot, dar nu știu de ce nu pot și tot timpul se învăță așa într-un cerc de ăsta în care se lasă demotivați, practic. Știu că de mult timp că Marea Britanie, din păcate, se numără printre primele țări la numărul de cazuri de depresie, da. Și mai ales exact și în zona asta a tinerilor. Da. Într-adevăr. E o mare problemă, e o mare. Chiar se pune foarte mult accent chiar și în școli sau la locul de muncă. Să ai un coach personal și să ai comunicarea necesară, să înveți să-i spui ce probleme ai în familie sau problemele tale personale, li se oferă posibilitatea coaching prin telefon. Dacă ai așa o teamă de a lua contact cu oamenii, foarte mulți au dezvoltat fobia, adică nu ies din casă de frică, nu a întâlnit alți oameni, dar li se oferă ajutorul necesar prin telefon. Să ai un psiholog prin telefon, un coach prin telefon, să vorbești, să poți să te reîntorci în societate. Deci, practic, problemele sunt foarte adânci, dar ceea ce vedem noi este că societatea engleză pune prioritate pe, adaugă tot felul de soluții, ca să zic așa, să vină în ajutorul oamenilor. Le pasă un pic de sănătatea mentală, că practic aici suferim. Asta cred că este cel puțin. După pandemie s-a cam declanșat această problemă, oricum era și înainte, dar acum cred că este mai vizibilă. Și vreau să te întreb, cum ai ajuns la partea asta de dezvoltare personală? De unde până unde? Păi pot să mă întorc exact de când am plecat. Pentru că ne-am mutat acum 13 ani în Anglia. Ne-am lovit foarte des de multe provocări. În primul rând, bariera limbii. N-am putut comunica cu englezii. În primul rând, noi știam engleza din școală, dar o știam pe asta, care e cu accentul american și mai ușor. Dacă îmi vorbeam engleza britanică, era total diferit. Ne uitam unii la alții și se vedea clar că nu ne conectam. Absolut deloc. Și automat trebuie să găsim soluții pentru noi ca adulți și ca părinți. Să putem ajuta copiii să se integreze la școală, să putem să-i ajutăm să învețe limba, iar cu ajutorul lor am învățat și noi limba.
De ce? Pentru că ei veneau acasă cu teme și noi făceam împreună temele la nivelul lor și așa am crescut și noi la nivelul de limba engleză. Deci provocarea mea și dezvoltarea mea personală a început de atunci, din momentul în care am plecat în societatea engleză. Pe parcurs am căpătat încredere, am învățat engleza, m-am implicat în multe activități, dar diferite, astfel încât să pot să învăț și de acolo, și de acolo, și de acolo. Sunt o persoană foarte comunicativă, vă cunoșteți. Da, așa, și mi-a plăcut să ascult oamenii și să stau în preajma oamenilor. De ce? A fost o hrană intelectuală pentru mine, să zic, pentru că ascultându-i pe ei, poveștile lor de viață, eu am învățat din experiența lor și ce să evit, în primul rând, să nu fac o greșeală care ar lua timp să o corectez. Și automat intri la un servici, intri într-un colectiv. Acolo am avut un pic de, să zic, stres, da, și provocare în colectiv, pentru că au o altă mentalitate și trebuie să te adaptezi la nivelul lor. Noi, fiind români, suntem un pic mai iuți, noi dorim să facem mult, ne implicăm, să facem... Hai că se poate, nu există nu se poate. Da, și întotdeauna mi-am atins limitele, dar le-am depășit de fiecare dată. Întotdeauna am vrut să învăț. Fiind curioasă de felul meu, am zis că eu pot. Principiul meu de viață, totul se poate. Atâta timp cât e făcut de om, se poate. Într-adevăr, poate în anumite situații să durează. Este vorba de mai multă școală, poate mai mult timp de investit, dar se poate. Nu renunțăm. Da. Într-adevăr. Cam astea sunt și gândurile și vorbele mele de obicei. Mm-hmm. Știi cum se spune că tot ceea ce, dacă reușim să visăm un lucru, putem să-l și înfăptuim. Clar. Da, și mai ales, da, știi ce mi-a plăcut o chestie foarte drăguță apropo de asta? Mulți spun, dom'le, e o chestie care n-a reușit să o facă nimeni. Și se perpetuează ideea asta până vine unul care n-a auzit chestia asta și face acel lucru. Și toată lumea spune, dom'le, cum ai făcut-o? Că nu se putea face. Da. De, omul ăla nu știa. Că efectiv... Cred că este vorba... Nu putea să facă. Uite că a făcut. A făcut, dar sunt și foarte mulți oameni care doar stau și analizează. Da. Și nu încep acțiunea propriu-zisă. Hai să încep, să văd cât pot să învăț sau cât pot să dau randament în situația respectivă. Automat când te implici în situația aia, mai investi ceva, mai întrebi un pic, mai... În primul rând, te dezvolți, da? Cum spun englezii, pune creierul la contribuții și gândește că practic asta se întâmplă și automat ai și rezultate, nu? Că nu rămâi pe loc. Odată ce începi ceva, mergi înainte, ăla e un progres, că e cu un pas mai mic și pe urmă tot așa, crește. Deci important este acțiunea în toate, să începi să faci, decât să stai și să analizezi. Uite, vreau să revin la o chestie care și eu am trecut prin ea, dar sunt sigur că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt curioși, referitor la cum cresc copiii în Marea Britanie. Care sunt nevoile lor? Cum îi ajuți tu pe copiii tăi? Aș spune că în Marea Britanie copiii au foarte multă libertate. Li se oferă foarte mult ajutor din toate părțile, aș spune, li se oferă încredere, susținere materială, și sistemul educațional, aici chiar vreau să punctez, și... sistemul educațional, e acolo sunt... te forțează puțin să gândești, nu e ca la noi, da. Să citești, să înveți și apoi să reproduci, acolo chiar trebuie să gândești. Trebuie să gândești, dar ceea ce este extraordinar, ei pun accent pe ce talente are copilul, la ce este bun. Acolo ei, practic, fructifică acel copil și dă randament harul pe care îl are, noi, harul divin. Nu pierde energia în materii unde copilul nu înțelege sau nu este făcut pentru, de exemplu, matematică sau fizică sau chimie. Da? Deci, astea nici nu, la un nivel mai mic și atâta, suficient. Îi ajută în cred că știi și de la tine, de la Marc, îi implică în proiecte școlare, care este extraordinar. Dacă un copil este foarte bun pe partea de fizică, atunci școala îl îndrumă în direcția respectivă, îi creează
oportunități să participe la anumite proiecte, să creezi proiecte. Astea sunt, de fapt, o altă metodă de punctaj al copilului în școală. Cred că știi, nu mă mai întorc la toate astea. Da. Pentru noi în familie am mers pe puterea exemplului. Adică, să putem încuraja copiii, să putem să-i motivăm, am făcut noi primul pas. Soțul a mers la școală, a învățat engleză, matematică, a făcut școală de contabilitate. Întotdeauna le-am arătat puterea exemplului, dar ca părinte, adică să-i motivezi. Dacă mami, tati poate să facă, înseamnă că pot să fac și eu. Automat, chiar dacă la momentul respectiv... Știi cum se spune? Că copiii nu fac ce le spui. Copiii fac ceea ce văd acasă. Într-adevăr, da, și noi întotdeauna am mers pe puterea exemplului, chiar și acum la fel, facem noi primul pas. Noi suntem cei care deschidem anumite conversații, noi suntem cei care încurajăm, dar i-am învățat responsabil. Adică, responsabilitatea școlii este jobul tău, adică munca ta, te duci la școală, de acolo culegi, să zicem, meritele, și să suporți consecințele. Adică, noi te ajutăm, te sfătuim, dar tu, dacă ai creat o situație, fii responsabil până la capăt și asumă și consecințele, pentru că acolo înveți, aia este lecția, de fapt, din situație. Noi nu-i menajăm la genul, să spunem, știi? Sunt situații și situații. Aici, Gabi, aici vreau, pentru că acum am adus aminte, discutăm cu tine, am adus aminte că acum în România este o discuție referitoare la uniforma școlară. Ok, da. Noi știm foarte bine că în Marea Britanie fiecare școală are uniforma ei. Da, până la un anumit nivel. Până la un anumit nivel. Bun, discutăm de acel nivel, să spunem. Bun, până la nivelul respectiv. Părerea ta care este? Pentru că ai trăit și acolo și aici. Care este părerea ta referitoare la această uniformă? A făcut bine faptul că copiii tăi au purtat uniformă la școală? Cred că sunt plusuri și minusuri. Depinde de caracterul copilului și cât este de, să zic, flexibil, da? Toleranța aia de care noi toți avem nevoie. În primii ani este extraordinar copilul să aibă uniformă, să spunem, doar pentru a învăța integrarea într-un mediu, da? Întâi te integrezi la reception. Primii ani de școală, pe parcurs, uniforma nu mai este obligatorie în Anglia. Mie mi se pare extraordinar. De ce? Pentru că în momentul în care tu nu mai ai acele limite de uniformă, vorbesc doar strict din punctul meu de vedere, nu știu celorlalți, așa, copiii își găsesc autenticitatea prin modul de a se îmbrăca, prin modul de a vorbi, prin modul de a comunica, ei așa se exprimă și poți să-ți dai seama de o persoană sau de un adolescent sau de un copil unde are probleme după felul cum se manifestă, după cum se îmbracă, după cum merge, după cum vorbește, după cum se comportă. E ca o scanare la prima vedere și îți dai seama unde ai putea să-l ajuți. Și dacă ești autentic, înseamnă că tu îți accepti identitatea, îți accepti unde ai talente, unde ai trebuit să lucrezi. Ți se dă independența aia și voi să visezi. Eu cred că uniforma, în anumite situații, te limitează. Cred că da. Și doar părerea mea aici, mi-o asum. Da. Eu, nu sunt de acord cu o uniformă, pentru că e același lucru și pentru mine. Când mă duc la un loc de muncă sau când ies din casă, vreau să-mi păstrez autenticitatea, ce sunt eu, să pot să mă exprim, pentru că aia mi oferă mie o bucurie în fiecare zi să fiu eu. Automat, dacă încep să fii limitat, nu-ți mai permis tu personal să te exteriorizezi și cei din jur te percep diferit. Îți pun o etichetă și așa ești clasificat. Persoana respectivă nu mai au curiozitatea să te cunoască, să vadă ce potențial ai. Și ați spune că toți oamenii, noi toți suntem minunați. Toți avem ceva frumos de oferit. Cu siguranță. Important este să găsești acea cale care să ți-o exprimi. Cum ți-ai găsit tu calea asta către coaching? Ești mamă, soție, femeie de afaceri.
Știu că erai la un dat implicată chiar și în biserica românească din Coventry. Da, am făcut foarte multe lucruri. Am făcut foarte multe. Din Birmingham? Și din Birmingham, da. Aș spune că pe parcursul anilor, faptul că eu mă plictisesc repede, ca persoană, îmi place să învăț ceva nou. Dar să învăț ceva care îmi place mie. Unii mă pot exprima, unii pot fi creativă. Și automat, fiind faptul că îmi plac oamenii și îmi place compania omului de lângă mine, dar fizic, da? Se creează acel bond între noi, acea legătură frumoasă în care poți să stai de vorbă, să te cunoști diferit. Iar necesitatea a plecat din dorința de a ajuta copiii și soțul, să ne putem, și pentru mine personal, să pot să mă integrez din nou și din nou în societatea engleză, că practic toți evoluăm, chiar și societatea nu rămâne la fel. O trebuie să găsesc o cale de mijloc în care să mă reinventez de fiecare dată și eu, să mă ajustez după nevoile familiei, mai ales a adolescenților, că aici avem anumite etape în care trebuie să ne implicăm mai mult. Și tot ce am observat în jurul meu este că oamenii au nevoie să fie ascultați. Iar eu am o răbdare și o putere de convingere și faptul că am o energie pozitivă tot timpul și așa, eu tot timpul am spus, măi, se poate, te motivez, te ajut, mă implic, fac pentru tine, numai să-ți arăt că se poate. Și atunci am zis că e momentul meu să-mi încep o carieră nouă, care oricum o făceam. Life coach cu soțul de cât suntem noi împreună, 21 de ani, tot timpul există transformarea aia și în cuplu, și în familie, și a mea personală ca femeie. Consider că e momentul meu în care pot să strălucesc, dar natural, pentru că toate astea eu le am naturale, le fructific, într-adevăr, educ, citesc, fac tot felul de cursuri. Mă implic în mentoring și în life coach. E o călătorie frumoasă în fiecare zi, eu cu mine și cu cei din jur. E atât de dăruit și de primit înapoi. Foarte frumos. Ai perfectă dreptate și aici cred că este și partea frumoasă, pentru că în momentul când oferi, ți se întoarce. În așa momentul este. Când ajuți, de fapt, de foarte multe ori te ajuți pe tine, pentru că îți dai seama, problema asta cred că o am și eu. Cum se spune, de fapt, întâi trebuie să dai ca să primești. Și dacă înțelegi conceptul ăsta de viață și să ai bucuria sufletească să împarți ceva cu cineva, măcar un zâmbet, eu întotdeauna am încurajat oamenii, zâmbiți. În fiecare zi te-ai trezit și zici, astăzi este o zi frumoasă. Un zâmbet și automat se schimbă starea ta fizică, mentală și ai alt curaj, alta ai energie. Pur și simplu ești viu, ești viu. Îi schimbi asta. Și pe cei din jurul și tău cu un zâmbet. Da, clar. Dacă intri într-un birou unde toți sunt, poți să omorâți și tu zâmbești, da. Oamenii parcă încep să uite, doamne, ceva da. Nu e ok cu tine. Poate, hai să da. Fiu și eu poate mai zâmbăret. Mie mi se întâmplă la muncă, că lucrez, am și afacerea cu soțul, unii lucrăm împreună, dar am și alți servicii în care lucrez 3-4 zile pe săptămână. Același loc de muncă cu Agata, cu domnișorica noastră, în care vreau să zic că ei, când știu că joia vine Gabi la muncă, toți colegii se uită la ceas la ora 11 și zice, vine Gabi, vine Gabi. Toți sunt atât de bucuroși și schimbă starea, pentru că eu cu toată lumea vorbesc și îi zic, măi, astăzi arăți frumos, un compliment la util, adică dacă ai văzut ceva frumos, măi, spune omului, că crește și lui bucuria în suflet, întotdeauna. Dăruința asta, fără să aștepți ceva în loc, înapoi, aș spune. Da, chiar am văzut, apropo de asta, chiar am văzut, cred că pe Facebook, o chestie, un mic filmuleț cu o persoană care oprea persoane care nu le cunoștea pe stradă și le făcea un compliment. Da. Deci oamenii, prima dată erau blocați, apoi începeau să zâmbească, începeau să relaxeze și la final da. Îi mulțumeau. Mulțumesc că ai observat chestia asta. Da. Și mai ales femeile, vai, dar ce, chiar îmi stă bine până. Da, 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 asta vreau să adaug la genul că dacă complimentezi pe cineva și spui o vorbă frumoasă. Este o chestie autentică. Da, categoric, adică cu sinceritate și să observi lucrurile alea mărunte care noi de multe ori le ignorăm sau exact. Ne obișnuim cu ele și nu mai dăm importanță, dar dacă este cineva din exterior și îți zice, măi, astăzi ești diferit și ai un zâmbet pe, așa, vreau și eu să fiu ca tine. Dăm și mie soluția, că practic asta se întâmplă, mulți întreabă, de unde ai atâta energie? Pentru că întotdeauna când te întorci la simplitate, te ajută să apreciezi
puținul și frumosul. Asta este extraordinar. Dragile mele, dragii mei, trebuie să luăm o scurtă pauză, dar stați aproape pentru că revenim cu mai multe informații despre viața și despre coaching-ul din Marea Britanie.